Muzeul Național al Banatului se îmbogățește cu o donație extraordinară, fosile de mamut donate de Tiberiu Fântână, la și în județul Timiș, reul cu același nume a dezvăluit comori ale timpului, care cu generozitate au fost donate muzeului. Această donație inedită include fosile impresionante de mamut, acele uriașe mamifere dispărute care continuă să fascineze și să provoace imaginația umană. Acest zaur paleontologic nu doar că adaugă o valoare inestimabilă patrimoniului muzeal, dar oferă și o fereastră spre trecutul îndepărtat al regiunii noastre, punând în lumină mediul dinamic și spectaculos în care au trăit oamenii din vremuri îndepărtate. Ne exprimăm recunoștința față de Tiberiu Fântână și toți cei care contribuie generos la conservarea și îmbogățirea patrimoniului cultural și natural. Împreună continuăm să scriem capitole fascinante ale trecutului nostru, transmit reprezentanții Muzeului Național al Banatului.